Prima mea manifestare și cea mai grozavă din viața mea, când am luat premiul întâi la concursul Primăvara la Prag, acum 50 de ani. 50 de ani și ceva. Am cântat pe scenă și mi-au dat aia premiul întâi. Și am ieșit și reparatorul de instrumente de la Prag, un cec, dar... Doamne, cum ai putut să știi? La fost, dar nu merge. Ați văzut că din aur că am încercat ce? Ba, fără, n-a vrut să meargă. Zic, precis că la first îl merge, pentru că sunt piese care se cântă singure. Să încercăm. Nu, la Bach nu vrea. Are o pitică. Vreau să vă cânt, cu toate că nu-i bun clarinetul, vă cânt, nu există, că prea o iubesc. Am înnebunit de dragoste pentru o piesă pe care mi-am scos-o eu. Partita de Opa, Simoa, de la sinfonia, partita din sinfonia a doua de George Enescu. Am cântat și la festivalul Enescu un bis. Cu englezii am cântat ce am cântat, am scăpat de ei și vorba am dat un bis care se cheamă partita după sinfonia a doua. Cum să cânt o piesă pentru un singur clarinet scoasă dintr-o sinfonie care are o să poate. Și sunt compozitori, mari compozitori români, cum ar fi Dan Deliu, care mi-au zis: Aureliane, ți-ai oferit singur, un cadou nemaipomenit. Este Enescu, e adevărat, este esență de Enescu scoasă din sunetele lui, dar colajul, cum ar fi să le pun pe pânză, eu le-am pus pe pânză, dar erau materialele lui Enescu. Dă Doamne să sunt. Partita de George Enescu din Sinfonia a doua este infinit de lungă. Thank you.
Bravo.